Minunat este Domnul, minunat este și cuvântul Lui, de aceea vă invit să-L citim, să-L recitim din 1 Împărați, capitolul 3, primele 15 versete. Nu e un text care să-L citim poate des, nu e un text din care să predicăm foarte des, așa că nu strică să-L recitim și o să ne uităm la partea a doua, căci la prima ne-am uitat dimineață 1 Împărați, capitolul 3, primele 15 versete cuvântul lui Dumnezeu spune că Solomon s-a încuscrit cu faraon împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Poporul nu aducea jerfe decât pe înălțim, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jerfe și tămâie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jerfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus o mie de ardere de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere ce rece vrei să-ți dau. Soromon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla în, înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. Ei păstrat această mare bunăvoință și ei dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi? Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulțimii lui. Dă dar robul tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău și să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta al ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrășmașilor tăi, și cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arde de tot și jerfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui, spune cuvântul. Amin. Te rugăm, Doamne, încă o dată să ne vorbești, mulțumim că ne deschizi mintea ca să înțelegem scripturile, mulțumim că ne dai cuvântul, mulțumim că ne dai Duhul tău cel Sfânt ca să îl înțelegem și te rugăm să-l aplici la viețile noastre ca el să fie o realitate în viața noastră de zi cu zi și să influențeze trăirea noastră. Te rugăm, Doamne, să ne dai dorințe sfinte după voia Ta, să ne înveți cum să ne rugăm și să cerem cu adevărat lucruri bune pe care mai apoi să le punem în practică pentru slava numelui Tău. Ajută-ne să învățăm din cuvântul Tău cum să facem lucrul acesta. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Întoarcem la uh, textul nostru. Capitolul 3, alături de primele două capitole, ne prezintă cei trei piloni mari ai epocii de aur. Ne spune care a fost secretul, care a fost temelia unei epoci de aur nemai întâlnită de uh, prosperitate de pace, de har, de bucurie, de liniște pe care poporul Israel a avut o în vremea aia și pe care nu mai are până astăzi. N-a mai avut nimeni, niciun alt popor în istorie, o astfel epocă de aur cum au avut evreii pe vremea lui Solomon. Și primele trei capitole ne explică cum a fost posibilă epoca asta de aur, care a fost temelia, care a fost fundația. Când construiești o casă, nu începi cu acoperișul, nu începi cu zidurile, că totul se dărâmă, totul se huluie, se prăbușește, se prăvălește la vale, ci așezi betonul, așezi fierul, așezi toate lucrurile la temelie, ca ceea ce pui deasupra să reziste. Și la fel a fost în epoca de aur a lui Solomon. Capitolul 1 Omul potrivit, la locul potrivit, fiecare dintre noi să fim în voia lui Dumnezeu, după darul lui Dumnezeu și la locul pe care îl vrea Dumnezeu pentru noi. Capitolul 2 uh, înseamnă dejucarea planurilor celui rău, acelor răi, izgonirea răului și a șmecheriei din mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Și capitolul 3 înțelepciunea pe care Solomon a primit-o de la Domnul. Și mesajul în această zi se intitulează Puneți o dorință, make a wish. Și dimineața am pornit gândindu-ne la faptul că dorința este un lucru, uh, o năzuință pe care o avem, something that we, you want to happen uh, in the future for you or for someone else. Uh, și am văzut că dorințele bune vin dintr-o inimă bună. Dintr-o inimă bună. Și tot acest text, tot acest capitol ne învață că sursa înțelepciunii și sursa lucrurilor bune e Dumnezeu însuși. Dacă vrei un lucru bun în viață, trebuie să știi unde să-l cauți. Dacă vrei aur, nu te duci, uh, știu eu, în mijlocul orașului, te duci într-o mină de aur, de unde se extrage aurul. Dacă vrei o carte bună, da, nu te duci la farmacie, ci te duci la library, te duci la bibliotecă și așa mai departe. Dacă vrei un lucru valoros, mergi la Domnul, El este Tatăl Luminilor, de la care vine orice dar bun și desăvârșit. Și ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să primești. Cum Domnul i-a împlinit dorința lui Solomon, îți poate împlini și dorința ta, și dorința mea. Așa că ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să primești. În contextul acesta am văzut dimineață prima parte a capitolului care arată dedicarea incompletă a lui Solomon. Că Solomon iubea pe Domnul, se ținea de obiceiurile tatălui său, numai că avea așa anumite scădințe. Și am văzut că dorințele bune, vin nu la întâmplare, out of the blue, ci vin dintr-o inimă care e dedicată lui Dumnezeu. Acolo este soluția. Soluția este întotdeauna la inimă. Inima este cockpitul vieții noastre, cum este carlinga pentru avion. Inima mișcă voința, inima mișcă dorințele, inima generează absolut tot. Nu are rost să apăsăm pe butoane false, că nu se rezolvă nimic. La inimă la rădăcină trebuie lucrat, acolo trebuie regenerare, naștere din nou, maturizare, sfințire, pentru ca să se schimbe deciziile, ca să se schimbe dorințele în viețile noastre. Și chiar dacă inima noastră nu e perfectă, cum nu era nici a lui Solomon, dacă iubește pe Domnul, dacă este cu adevărat regenerată, va avea dorințe bune. Solomon a el scădințele lui, s-a încuscrit cu faraon, a folosit înțelepciunea omenească pentru asta. Se închina lui Dumnezeu, da, se închina ca și păgânii, pe vârful munților, pe înălțimi, sub orice copac verde. De parcă Dumnezeu nostru ar fi numai Dumnezeu munților. El oriunde, nu acolo era porunca să se închine Solomon. Dar acolo l-a căutat pe Domnul și Domnul s-a îndurat de el. Ei, mai sunt două puncte în textul nostru la care o să ne uităm în seara asta ca să înțelegem mecanismul dorințelor. Cum să avem și noi dorințe bune și să știm să facem rugăciuni bune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că sunt două lucruri pe care continuăm să vi le spunem. Trebuie să ne rugăm mai mult, dar nu doar atât. Trebuie să ne rugăm mai bine. Și mai mult, dar și mai bine. Și de la Solomon învățăm. Cum să cerem și ce să cerem de la Dumnezeu, ce dorințe să avem de la El. După dedicarea incompletă a lui Solomon, se vede de la versul 5 la 9 dorința lui pertinentă. Sunnris so with me, after the first paragraph that described his incomplete dedication, now you have this great desire that he has, great wish from verse 5 to 9 and this is the mechanism of his wish, a desire to do something to have something. Um la Gabaon, spune Biblia, Domnul s-a arătat în visul lui Solomon noaptea. Suntem în vechiul legământ. Când Domnul vorbea de multe ori, cum spune Iov 33 cu 15, când într-un fel, când în altul, prin visuri de noapte, când oamenii sunt scufundați în, în somnul lor, spune Scriptura. Pe vremea aceea ei săracii, nu aveau toată Biblia ca și noi astăzi. Solomon, spre exemplu, el nu avea decât pe vremea aia Geneza, Exod, Levitic, numeri deuteronom, uteronom, Iosua, judecători, poate Samuel o fi fost scris că e despre taicăsu, um, dar nu avea multe cărți din Biblie. Cât de binecuvântați suntem noi astăzi! Aș vrea să vă conving dacă pot, da? dar știu că Domnul vă convinge uh, mai mult decât putem convinge noi unii pe alții, că suntem privilegiați să trăim astăzi. Foarte mulți, de multe ori ne plângem, vai dacă aș trăi eu pe vremea lui ăla sau a lui ăla la alt, în trecut. Ma și mie mi-ar place ca turist să mă duc în trecut să văd cum a fost, că îmi place istoria, dar n-aș vrea să trăiesc pe vremea lor. De ce? Noi avem toată Biblia, toată revelația lui Dumnezeu, ei nu aveau cum o avem noi astăzi. Nu-i mare binecuvântare să stai tu să depinzi de visuri, cum era pe, pe, în trecut, pe când ai toată Scriptura astăzi, cred că avem... Battle deal, avem o situație mult, mult mai bună astăzi. În trecut, când era și poligamia și multe alte chestii uh, legale și practicate chiar în poporul lui Dumnezeu, I wouldn't rain my place for that, nu mi-aș schimba locul uh, cu zona lor cu epoca în care au trăit ei, suntem binecuvântați să avem cuvântul Domnului. Sunt binecuvântați să avem toată revelația de la Geneza la Apocalipsa. Știm cum a început totul și știm cum se va termina totul. Apocalipsa 22. Ei n-aveau. Aveau doar câteva cărți. Revelația e progresivă a lui Dumnezeu și noi acum avem pe toată. Bucurați-vă, mulțumiți Domnului pentru că v-a așezat în suveranitatea Lui în partea asta a istoriei. Când avem toată Scriptura, știm cum începe și cum se termină totul și avem cu detalii despre viața Domnului Isus pe care Solomon nu le avea. Dar și în vremea lor Dumnezeu le-a vorbit. Și le-a vorbit chiar uneori și noaptea în vis. Asta nu e orice fel de vis, este o teofanie. Adică se arată Dumnezeu, pentru că nu e un vis din ăla în care te scoltă transpirat de nu mai poți, că te ori fugărit urșii polari și ai picat în prăpastie. Este un vis în care realmente stai de vorbă cu Dumnezeu. Asta era pe vremuri o teofanie, o arătare supranaturală a lui Dumnezeu într-un vis. Solomon nu merita asta, nu merita. La Gabaon, adică pe cea mai însemnată înălțime, Solomon se închina lui Dumnezeu, dar nu se închina bine, Că la Ierusalim trebuia să se închine, la chivotul Domnului. El se închinea după metode mai, mai lumești. Cum și astăzi sunt mulți care ești conservator teologic, sunt foarte bine teologic, da, în cele de bază, dar se închină un picuț mai, mai, mai libertin, așa, mai liber. Dar Domnul îi arată harului, lui, lui Solomon, chiar la Gabaon. Nu era el unde trebuie, dar la Gabaon Domnul îi face parte de har. Și se arată în vis noaptea și vine cu o ofertă specială. Cere ce vrei să-ți dau? Wow, cum am vrea noi să ne spune și nouă Domnul asta. Ask whatever you want and it will be granted to you. Câte glume nu se fac pe subiectul ăsta. Țineți minte povestea aia cu un om care e vizitat de spiriduși, goblins, brownies, sau cum le zice la în engleză, și îi spune spiridușul, puneți o dorință, ai trei opțiuni. Fericire, bani sau înțelepciune? Ce alegi? Și omul alege înțelepciune. I want to be wise. După câteva zile, prietenii îl vizitează, el primește înțelepciune, chipurile, zice povestea asta, și prietenii care știu că de acum este un om foarte înțelept, îi spun, dragul nostru prieten, înțeleptule, maestre, spune-ne ceva din înțelepciunea ta. Și omul spune, cred că trebuia să aleg banii. Și eu părut rău după ce au ales. Ei, cu Solomon nu este ca și în glumele din lume. Solomon alege bine, alege înțelepciunea, cere înțelepciune și nu-i pare rău. Nu-i pare rău că n-a ales altceva. Și o să vedem ce se întâmplă, dar ce-ai răspunde tu? Ce-aș răspunde eu la o astfel de ofertă dacă Dumnezeu ne-ar spune, cere, ce vrei să-ți dau? Dacă ne-am scanat rugăciunile noastre și ni le-ar printa cineva. Noi nu avem obiceiul ăsta ca, ca protestanți. Um, pentru că noi ne ferim foarte mult de, de lumea catolică și ortodoxă, Eastern Orthodox, noi nu avem rugăciuni scrise. Da? Pentru că e o chestie mecanică în care, vezi, Doamne, faci ritualul, citești mecanic și eziți rugăciunea și serbus, la revedere, te duci în drumul tău. Dar să știți că n-ar fi rău din când în când, ca să ne evaluăm noi viața de rugăciune, n-ar fi din când în când rău să-ți scrii rugăciunea. Când te rogi tu acasă, de devotional de no time? Fă exercițiul ăsta, stai liniștit că nu o să ajungi catolic, că nu o să promovăm noi chestiile astea cu rugăciuni scrise. Dar ca să-ți evaluezi viața de rugăciune, când odată te rogi Domnului la timpul devoțional, ia pixul și scrie rugăciunea. Da? Așa mă, mă sfătuia tatăl meu, eu sunt băiat de inginer, nu mă pricep la matematică, numai la exegeză, dar mă vedea, ce înveți? Păi la matematică. Păi ce, cum o vezi la matematică ca la română? Că la matematică trebuie cu pixul în mână, cu creionul. Nu așa, stai și citești, picior peste picior. ce e asta? Asta nu e matematică. Așa uneori ar trebui și la teologie, să, când studiezi Scriptura, să iei câte un creion sau chiar când te rogi să-ți să, să scrie odată rugăciunea. Tu te rogi natural, dar scrieți-o. Și apoi scanează-ți-o. Cum se fac analizele? Poate în PowerPoint. Să-ți faci un pai, da? o plăcintă din aia, cât la sută cerere, cât la sută laudă, să vezi acolo cam ce ceri de la Dumnezeu, de regulă. Nu la biserică, nu când te aude toată lumea, acasă singur. Ce ceri de la Dumnezeu? Acolo se văd dorințele tale și dorințele mele. Ce cerem de la Domnul? Cum să cerem de la Domnul lucruri bune? Hai să vedem cum ajunge Solomon să ceară un lucru așa de bun, cu toate că putea cere orice. El cere înțelepciune. Cum anume cere Solomon așa de bine? Ne no, few things here, before we draw a conclusion from the second point. Vers 6, 7, and 8. From verse 6, notice what Solomon, what is Solomon doing in verse 6? He's assessing personal history and the blessings he already has. Uitați-vă la versetul 6, că Solomon nu se repede, repede la buzunarele lui Dumnezeu. Aur, argint, bucurie, vacanțe și alte lucruri, care sunt faine și ele. Solomon începe cu teologie. Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu. Pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate, în curăție de inimă. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care stă pe tron așa cum se vede și astăzi. Ca să știi să ceri lucruri bune de la Dumnezeu, mai întâi, fă un inventar ale binecuvântărilor pe care deja le ai. De multe ori, ca și copilul mic care vrea ciocolată. Ce vrei? Ciocolată, 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 ciocolată. Tot aia cerem, ce avem deja. Făți un inventar, cum face și Solomon, a lucrurilor pe care deja le ai de la Dumnezeu. Solomon așa începe și spune, am deja bunăvoința lui Dumnezeu. Am deja binecuvântarea lui, am deja credincioșia lui în viața mea, am deja harul de a fi pe tronul tatălui meu David din pricina lui, Solomon își numără binecuvântările, ca așa spune și psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile lui. Solomon's request, before we get to his request, was based on a proper knowledge of the greatness and faithfulness of God. Vers 6. Când Solomon îi cere ceva lui Dumnezeu, el deja conștientizează măreția și credincioșia lui Dumnezeu în viața lui și îl laudă pentru asta. Și face un inventar a lucrurilor pe care deja le-a primit de la Domnul. Și el e bucuros că cele mai mari lucruri pe care le-ar putea avea, deja le are. Dragii mei, noi avem multe dorințe în viață, dar aș vrea să-ți aduc aminte. Nu știu care sunt dorințele tale, dar vreau să-ți spun că în Hristos, ceea ce e mai important, deja ai. Slavă Domnului pentru asta. În El avem iertarea păcatelor, în El avem uh, neprihănirea, în El avem împăcarea cu Dumnezeu, în El avem moștenirea veșnică, în El avem înfierea, adopția, părtășia cu Tatăl. Voi aveți totul de plin în El. Așa spune Apostolul Pavel, totul, adică tot ce înseamnă mântuirea și legarea voastră și părtășia voastră cu Dumnezeu. Când te pregătești să ceri Domnului ceva în viața de rugăciune, mai întâi fă un inventar al lucrurilor pe care deja le ai. Și nu uita că cele mai extraordinare lucruri ale vieții deja le ai în Domnul Isus Hristos. Apoi Solomon în vestul 6, 7 și 8, după ce se uită în trecut la binecuvântările Domnului, se uită în prezent la responsabilitățile pe care le are. In order to make great requests from God in your prayer life, after acknowledging the blessings that you already have in the past, verse 6, Notice verse 7 and 8. Solomon is assessing the present and the responsibilities and the challenges he is facing. You will never ask for good and great things from the Lord unless you are aware of the challenges that you have ahead of you and the present that you are experiencing. Nu vom cere niciodată de la Domnul lucruri mari și frumoase și bune care să placă lui dacă nu evaluăm și prezentul în care suntem. Solomon nu se uită doar la trecut, ce a făcut Dumnezeu pentru el, prin David și prin toți ceilalți. Solomon se uită în prezent. Și ce versetul 7? Acum! Ai făcut în trecut? Acum! Doamne, Dumnezeul meu! Tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu, David. Și eu nu sunt decât un tânăr, neîncercat, plăpând, fără experiență. Solomon se uită și vede care este job description. Care este jobul lui? E împărat. Uh, this is a tough job. De multe ori ne visăm noi, mă, cum ar fi dacă aș fi eu prim-ministru? Dacă aș fi eu ca și Daniel, primar în Babilon, mayor. Treburile ținutului Babilonilor erau în mâna lui Daniel și a prietenilor lui. Cum aș fi eu dacă aș fi președinte in the Oval Office? Honestly, nu cred că-ți dorești. Nici eu. 24-7 e de lucru, se lucrează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la orice oră și de zi și din noapte, e ceva fantastic. E o presiune fantastică, mulți oameni, multe cereri, multe interese, multe probleme pe plan intern, multe probleme pe plan extern. Trebuie să te scoli din somn noaptea la orice oră, să fii gata, uitați-vă numai la pozele președinților când intră în in The Office și când ies afară. Mă zici că cine știe ce-or văzut dintr-o dată, ori fără păr, ori cărunți, îmbătrâniți în 4 sau în 8 ani, cât alții în 18 ani sau în 28 de ani. E muncă multă, e un job description și Solomon are acest job description for life. He has no term limits. He's a king, he's not a president. Omul nu are doar, mă, ok, patru ani, dar o duc eu patru ani sau opt ani și după aia vine altul după mine. Solomon este pe viață, este împărat, e într-o funcție înaltă. Și nu e numai că dai tu comenzi în stânga și în dreapta și ordoni oamenilor ce să facă, ai mult de lucru, este absolut extenuant. So Solomon's request was also based on a proper knowledge of his own limitations. Do you want to ask for good and great things for the Lord? Be aware of your own limitations and weaknesses and acknowledge them before the Lord and ask them to help you in those. Solomonie, conștient de slăbiciunile lui. Noi ne ferim de slăbiciunile noastre. În psihologie se numește negare. Suntem în faza negării. Mă, tu ai probleme cu băutura, altul cu alt, alta cu minciună, alta cu nu știu ce, nu știu cum, cu lenia. Nu nu, nu, n-am probleme. E așa un pic din când în când, dar nu, nu, sunt ok. Noi suntem în faza de negare. Ei, Solomon e conștient care are slăbiciunile lui. Sunt un tânăr, nu sunt încerca, sunt plăpând. Guess what? care e contextul? Primele două capitole. Acum înțelegem de ce Solomon cere înțelepciune? De ce Solomon procedează așa, scanează viața lui, trecutul lui, Păi, contextul altfel arată acum și altfel înțelegem acest paragraf după ce ne-am dus sistematic și în capitolul 1 și în capitolul 2. Eu fost ușor să ajungă pe tron? Vai câți prieteni au avut și prieteni, câți dușmani, câte trădări, câte plați, intrigi, în familia lui trădări chiar, în armată, în guvern, în, în lumea religioasă chiar, abiatar și ceilalți. Solomon se ia cu mâinile de cap, vai de mine, nici măcar nu mi-am început bine mandatul, nici măcar nu mi-am început bine domnia de rege și ăștia m mâncat aproape cu fulgi cu tot, că atât o fost, atât mai era și zburam, nu mai eram eu rege în veci, eram executat. Cum să nu-ți dai seama ce spune Solomon aici? Eu sunt tânăr, plăpân, eu nu sunt experimentat, mă, eu nu sunt încercat, eu nu sunt bun la șmecherii, la politică, la dinastia eu nu sunt, eu din alt film, eu nu mă pricep, Doamne, la chestiile astea. Dacă Tu nu-mi dai înțelepciune, mă mănâncă ăștia cu totul. Și atâtea poveri, atâtea responsabilități, again, pe plan intern sau pe plan extern, atâtea scrisori, atâtea relații pe care trebuie să le cultiv, nu mai am timp de nimica, sunt copleșit. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales. Poporul ăsta nu e ca orice alt popor, e poporul tău. E, e un popor mare, zice Solomon, nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Nu e așa că, ok, conduc și eu un grup mic de cinci persoane, ne întâlnim la rugăciune. Grup mic, probleme mici. Grup mare, probleme mari. Cum există zica la aia, copii mici, probleme mici. Copii mari, probleme mari. Biserică mică, probleme mici. Biserică mare, probleme mari. Și așa mai departe, așa e în viață. Solomon spune, am un popor care nu e așa, doi, trei oameni, e mare, nu poate fi numărat, nu poate fi socotit. Și asta din pecina faptului că Dumnezeu a promis că poporul ăsta se va înmulți ca stelele de pe ceruri. Dumnezeu e credincios și așa va fi. Pe lângă asta, evrei sunt căpățânați și bun de gură și vai de mine. Cum se facă Solomon față la așa ceva? De aia, versetul 9 vine în mod natural, cererea propriu-zisă, după ce și-a evaluat trecutul, istoria și prezentul și responsabilitățile. În mod natural vine cererea asta. Solomon nu putea să ceară nimic altceva decât înțelepciune. Observați, asta e contextul aici. Că sunt în mijlocul unui popor mare, sunt neexperimentat, nu știu exact care sunt prietenii, care sunt dușmanii, numai prin mila ta sunt aici, numai tu mai ai pus pe tron, numai tu mă poți ține, numai tu îmi poți da ajutor, ajută-mă să deosebesc binele de rău. Ajută-mă să știu să mă relaționez la oameni, ajută-mă să știu să iau decizii pentru oameni, ajută-mă să fiu o binecuvântare pentru poporul acesta. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să binecuvinteze Domnul pe poporul său prin mine. Asta spune Solomon. Observați că Solomon nu cere înțelepciune ca să fie el famous. Uh -uh. Solomon is not doing that. Solomon is not asking for his own sake. He's asking for the sake of the people of God. Do you ask from the Lord things? For you, but so that The people of God will benefit from that. Cât de des cerem și noi, ca Solomon, de la Domnul, lucruri care să fie pentru noi, să fie în viața noastră, dar nu să fie în viața noastră ca să ne facă pe noi VIP-uri, să ne facă pe noi mari, ci să beneficieze poporul Domnului de pe urma lor. Doamne, nu știu dumneavoastră, dar eu sunt la An Lumină, distanță de Solomon. Când cerem noi astfel de lucruri? mare maturitate are Solomon aici chiar. Chiar înainte să primească înțelepciunea lui extraordinară de la Domnul. Cu alte cuvinte, ce cere Solomon de la Dumnezeu? Sigur, un răspuns superficial, rapid, din Biblie este înțelepciune și corect. Dar ce, bine, bine, înțelepciune, dar ce cere Solomon de la Dumnezeu? Cere exact acel lucru de care are nevoie ca să-și împlinească chemarea, menirea. So this is the lesson in this short pericope from verse five to nine, that after present Thanksgiving, after acknowledging the blessings of the past, the challenges of the present, you must ask, just like Solomon did, things to help you fulfill your calling and your purpose on this earth. Dacă vrei să ceri și tu ca Solomon, da, you tu Solomon bine să ceri și Doamne, dă la toți, dar Uită-te la chemarea ta. Uită-te la locul în care Dumnezeu te-a pus. Uită-te la responsabilitățile pe care le ai și în funcție de aia, cere de la Domnul. Așa a făcut Solomon. Așa a gândit Solomon. El a cerut așa înțelepciune în comparație cu bogăție sau în comparație cu alte și alte lucruri. El a cerut înțelepciune pentru că de asta avea nevoie pentru misiunea lui, pentru chemarea lui pentru locul și rolul pe care Dumnezeu îl a dat în viața poporului Israel. Și în poporul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem un loc și un rol. Pavel aseamănă Biserica lui Hristos cu un trup, în care Domnul Isus e capul, nu noi, Domnul Isus e capul, de aia este un singur cap, pentru că numai El este capul, și în rest sunt multe mădulare în trup, pe care capul le conduce și capul le coordonează. Fiecare e important, Că se vede, că nu se vede, că e îmbrăcat, că nu, că se, e la vedere, că nu e la vedere, totul este important într-un trup. Fiecare organ trebuie să-și împlinească rolul lui. Ficatul nu face treaba inimii și nici inima, treaba creierului și nici a plămânilor și așa mai departe. Fiecare își face lucrul lui. La fel este și în trupul lui Hristos, fiecare are rolul lui și locul lui. Fiecare trebuie să activeze, să acționeze și șomajul trebuie, unemployment trebuie să fie 0%. Cere ca și Solomon acele lucruri care să te ajute să-ți împlinești chemarea și să fie o binecuvântare pentru poporul Domnului. Dacă vrei să crești în viața de rugăciune și să ai astfel de dorințe, așa trebuie să le gândești, așa trebuie să le ceri. Dar astea nu vin decât dintr-o, ne întoarcem la punctul 1, dintr-o inimă care iubește pe Domnul și care iubește poporul lui. Că dacă nu iubești pe Domnul și dacă nu iubești poporul lui, nu o să ceri ceva care să te ajute să fie o binecuvântare pentru cei din poporul lui. O să ceri ceva doar pentru tine și ai tăi și să rămână și la revedere. Dar dacă inima e ca lui Solomon, care iubește pe Domnul, dacă suntem transformați și iubim pentru că El ne-a iubit întâi, iubim și poporul Lui și vrem să fim o binecuvântare pentru when you read psalm 72, for example, a psalm written by solomon, you see his heart for god's people and the zeal for the honor of god's name there. so you see that everything he asked for, he asked that god would do for the sake of his kingdom, not in order for him to be famous. he ended up being famous, but that wasn't his purpose in asking the lord for this. la final pe care îl vedem de la versul 10 la 14, după ce am văzut dedicarea lui Solomon, așa incompletă cum era, și dorința lui foarte pertinentă, foarte adâncă, foarte serioasă în contextul ei, vedem și darul lui Dumnezeu de la versul 10 la 14. Să so nu the gift, the present, something that you receive from someone for free, as a sign of love and friendship and goodwill. The Lord delights in his prayer always when you end your prayer time, ask yourself, has God delighted in my prayer? O, oh, așa ar trebui să ne gândim, dacă și rugăciunea noastră place Domnului, nu dacă place fraților, nu dacă place altora din lumea văzută sau din lumea nevăzută, când te rogi, întreabă-te oare, place Domnului rugăciunea mea? Laudele pe care îi le aduc, mulțumirile, mărturisirile, cererile pe care le aduc. Cât de frumos e versetul acesta 10. Cererea aceasta a plăcut Domnului. Dacă rugăciunea noastră nu place Domnului, e degeaba. Știți că în Matei capitolul 6, Domnul Iisus vorbește despre mai multe tipuri de rugăciuni și unele nu plac Domnului, că când vă rugați să nu fiți ca păgânii, care stau în picioare. Ei se roagă numai la timp, numai când zice ora, numai când zice tradiția, numai când zice programul, dar după aia au uitat să rămână până săptămâna viitoare. Să fie văzuți de oameni, zic o mulțime de vorbe și așa mai departe. Să nu fiți ca ei, zice Domnul Iisus, ca păgânii, ci să vă rugați într-un mod plăcut Domnului. Pentru El, El este audiența. He is the audience whenever we pray. And this verse, verse 10, holds out that the goal of our praying is to please Yahweh and nothing else. To please Him, whether it's praying in private or in public. He alone is the audience. Și după aceea, când îi place Domnului cererea, versetul 11 zice că Dumnezeu descrie lui Solomon ce, mai întâi ceea ce cer împărații de obicei. Dumnezeu a zis, Fiindcă lucrul acesta al ceri, adică înțelepciune. Fiindcă nu ceri nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate. Domnul îi dă un răspuns foarte elaborat lui Solomon aici ca să înțelegem noi. E ca o predică pentru noi. Ce zice Domnul? Că de obicei când vin împărații la el și cer ceva, ei cer viață lungă. Solomon a cerut viață lungă. De ce cer împărații viață lungă? Pentru că ei nu au term limits. Ei nu sunt constrânși de Constituție pentru un mandat sau două. Patru ani, opt ani sau cinci ani, zece ani și după aia, it's over. It's for life! Când ești rege, king, ești for life. Care e ambiția fiecărui rege? Să domnească cât mai mult. Dacă să domnești cât mai mult, trebuie să trăiești cât mai mult. Că dacă mor și te îmbolnăvești degeaba, un mare rege. Asta e tristețea cumva noastră a protestanților. Unul dintre cei mai mari regi ai Angliei, Edward VI, sub care s-au făcut reforme fantastice în Anglia, a murit la 15 ani. Și toți protestanții au plâns și au venit o regină catolică după el, a murit la 15 ani. Au ajuns la vreo șase ani, rege, the boy king, așa au rămas în istorie cunoscut, regele, copil, băiat, adolescent, a murit la 15 ani. Împărații își doresc, o domnie lungă. Regina de astăzi a Marii Britanii a depășit-o, dacă nu mă înșel, pe regina Victoria, care a fost cea mai longevivă dintre toate. La francezie, regele Soare, lui XIV, lui al 14, Ludovic al 14 lea Și asta e mândria numărul unu. Să domnești mult. Solomon nu cere o viață lungă ca să fie mult timp împărat. De altfel, ei cer și bogăție. Degeaba trăiești mult, degeaba domnești mult dacă ești suveran peste o sărăcie de țară, peste un regat care îi vai și amar de capul lui, unde oamenii vor să plece, să fugă, să emigreze, totul murdar și miroase și nu există de lucru, nu există cele necesare vieții. Împărații își doreau bogăție și un regat bogat. Solomon nu cerea asta. Ce mai cereau împărații? Moartea vrășmașilor, a dușmanilor, că au. Orice om care este în poziție publică, orice om care este în poziție publică are dușmani. Dacă nu are dușmani, something is wrong with him. Seamnă că nu e suficient de integru, atunci când, cum bate vântul, când așa, când așa, când așa, să fie prieten cu toți. Dar nu se poate, dacă ești prieten cu adevărul, automat nu vei fi prieten cu cei care nu sunt de partea adevărului. Solomon e o persoană publică, e clar că va avea dușmani. Deja au avut dușmani, și deja a avut dușman chiar în casa lui și în guvernul lui și în religia lui și i-a lichidat la porunca lui David, nu de capul lui și nu din răzbunare, dar ar fi putut să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, Tu toate le știi, Tu știi dacă mai sunt șmecheri ca Adonia, Tu știi dacă mai sunt șmecheri ca Ioab, Tu știi dacă mai sunt șmecheri ca Abiatar, Doamne, lichidează-i! ia i Iai acasă, în somn, noaptea sau altfel. Solomon nu cere asta. Solomon cere lucrul cel mai bun ca să-și împlinească chemarea, menirea pe pământ. Cere înțelepciune. Și Domnul ne arată că Solomon n-a cerut ceea ce de obicei împărații cereau. A cerut ceva special, a cerut matur în contextul pe care l-am văzut. The Wish is granted, verse 12. Voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va ascula nimeni niciodată ca tine. Dumnezeu îi dă prin har aici lui Solomon acest lucru și îi dă mai mult decât a cerut. Solomon a cerut să aibă o inimă pricepută, dar n-a cerut el să fie the best of all times, goat, great of all times. Acronimul pentru capră în limba engleză, goat, greatest of all time. Solomon nu cere să fie goat, să fie the best king ever. Solomon cere numai să facă treabă bună și să fie o binecuvântare pentru poporul Domnului, smerit. Dar Dumnezeu îi dă mai mult. Așa avea să spună Pavel mai târziu în, în Efeseni, în capitolul 3 cu 20. El ne dă mai mult decât cerem, mai mult decât... Gândim. El face lucrurile acestea. Și i-a dat și lui Solomon mai mult decât s-a gândit el. Nu s-a gândit el că o să fie the best of all times. Nu s-a gândit el că o să fie the goat printre regii pământului. Nu s-a gândit la asta, dar Dumnezeu i-a dat. N-a anticipat și n-a cerut asta, dar Dumnezeu i-a dat. Vesetul 13 spune mai mult. Oh, uh oh, these are the bonuses. Dumnezeu vine și cu bonusul. Mai mult... Îți voi da și ce n-ai cerut: bogății, slavă, așa încât niciun împărat nu va rivaliza cu tine în timpul vieții tale. Și nu a fost nimeni ca Solomon. Și o să vedem cum a ajuns în, în mesajele viitoare. Dumnezeu îi dă și moartea va îi dă și pace, Dumnezeu îi dă și ceea ce n-a cerut, îi dă și o viață lungă, îi dă o domnie de 40 de ani, care era mult și azi e mult, dar rămite pentru vremea respectivă când oamenii nu trăiau așa de mult că se îmbolnăveau mai repede și nu aveau medicamente și tratamente. Dar astea sunt bonusuri. Another lesson here. Astea sunt bonusuri. Nu e așa că noi când ne rugăm, mai mult bonusuri cerem de la Dumnezeu. Bogății, viață lungă, sănătate, pace, liniște, fericire, casă, masă și toate celelalte. Noi cerem mai mult bonusuri de la Dumnezeu. Aici se vede faptul că mai trebuie mult să creștem în rugăciune, în viața spirituală. Și eu și dumneavoastră. Ce zice Domnul Isus? El are același limbaj Domnul Isus în Noul Testament, exact ca Dumnezeu când vorbește cu Solomon. Căutați mai întâi the main thing. Keep the main thing, the main thing. Părăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. The main thing. Și She... Toate aceste lucruri în contextul din Matei, hrană, brăcăminte, celelalte nevoi pe care le avem pentru trup, vi se vor da? Cum, cum? Bonus! Pe deasupra! Dragul meu, când ai mâncare și haine și toate celelalte lucruri faine în casa ta, nu uita că sunt bonusuri! Not the main thing! The main thing that you have is citizenship in the kingdom of God and His righteousness by grace through faith. All everything else is a bonus. It's not the main thing. Știm noi să facem diferența? Vedeți, uneori, uh, angajații, the employees, mai primesc un bonus la salar. Se mai dă de Paști, se mai dă de Crăciun, se mai dă nu știu când, depinde de țări. Se mai dă câte un bonus. Oamenii se bucură că am primit și eu un bonus, un spor la salar, ceva de genul ăsta. But that's not the main thing. Ai putea să trăiești numai cu bonus? Ce te interesează pe tine să ai un income lunar după care să îți organizezi viața? Ăla de stabilitate, ăla de predictibilitate pentru viața care îți stă în față, nu bonusul. Bonusul vine și extraordinar. Ei, dragii mei, dar nu e the main thing. Dragii mei, la fel e și la nivel spiritual. The main thing este ăsta, lucrul principal, e cetățenia în împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Hristos, care ne califică la a intra în ceruri și a fi cu El, ca a venit să plătească pentru păcatele noastre și să ne dea nouă neprihănirea Lui. Și lucrurile astea sunt the main thing și astea trebuie să le cauți. Acum, le cauți nu pentru că nu le ai, ci le cauți acum ca să le pui în practică. Caută împărăția lui nu pentru că nu ești parte din ea, spune Domnul Isus, că e, suntem parte din ea, caută să o slujești. Și caută neprihănirea lui, nu pentru că nu o ai, pentru că o avem prin credință, dar caută acum să o pui în practică. Că noi pozițional în Hristos suntem neprihăniți, dar în practică, ca și Solomon, avem o dedicare incompletă. Caută să pui în practică împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. De asta spune Domnul Iisus. Și celelalte lucruri, Ți se vor da? Pe deasupra e bonus. Dar, dragii mei, când neglijăm biserica, împărăția lui Dumnezeu, când neglijăm neprihănirea lui Hristos de a o trăi și slujirea împărăției lui și a poporului lui și ne concentrăm doar pe bonusuri, arătăm mare imaturitate în viața de credință. Că nu bonusurile ne țin în viață, tot așa cum la un salar pe care îl ai, nu bonusul te ține, ci salarul care vine săptămână, nu săptămână, lună de lună în pușculița ta. Nu pe bonusuri trebuie să ne concentrăm, ci pe lucrurile principale. Și Solomon a făcut exact același lucru. Solomon a primit bonusuri. Și epoca de aur care va urma, pe care o vom studia, poate găsim și câteva poze din, din, vremea respectivă, nu știu, doar ruine au mai rămas, o să încerc, o să caut, nu promit. Acum, toate, toată splendoarea și opulența care a fost și bogăția was just a bonus, era doar un bonus. Pentru că lucrul principal a fost împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și înțelepciunea de a trăi pe calea lui și a împlini voia lui. Dragul meu, ce te entuziasmează mai mult? The main thing or the bonus? What gets you more excited? The main thing or the bonus? The kingdom of God and his righteousness or the bonuses? Mulțumim Domnului și pentru bonusuri. Și ne rugăm să ni le dea în continuare. Și casă, și masă, și mașină, și absolut tot ce avem nevoie. Dar mai întâi e împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Dacă împărăția lui Dumnezeu, Israelul în vechiul legământ, nu era pentru Solomon pe primul loc, n-ar fi cerut niciodată lucrul acesta. Dar pentru că pentru Solomon pasiunea lui era împărăția Domnului și iubea pe Domnul, de aia a cerut în felul acesta. Și a primit și bonusuri. Și le-a primit. Nu le-a câștigat. He did not earn it. He did not prove himself. This is grace. God does not owe you and me or Solomon anything. Everything we get and everything we receive from Him is by grace. Dumnezeu nu ne datorează nimic. A primit. Îți voi da. Asta e verbul pe care spune Domnul. Îți voi da. O inimă înțeleaptă. Versetul 12. Versul 13. îți voi da și ce n-ai cerut. E un dar. Ele tată luminilor. Dumnezeu nu vinde, Dumnezeu nu împrumută, Dumnezeu dă. God is not obligated to answer our prayers. This is the lesson, the main lesson from this last pericope verse 10 to 14. He's not obligated to answer our prayers and he gives us or to give us anything. Yet he blesses us because of his grace. There is no other explanation but his grace. In Romans 11, Paul spune cine l-a manipulat pe Dumnezeu. Cine i-a dat ceva lui Dumnezeu ca să aibă de primit înapoi? Are Dumnezeu o datorie față de cineva? Nu! Nu e obligat să ne răspundă la rugăciuni și să ne dea nimic, cum nici lui Solomon n-a fost obligat să-i dea ceva, dar el are har și ne dă și îl binecuvântăm pentru asta. Și, dragul meu, știu că poate nu o să ne dea Dumnezeu și nouă înțelepciune ca lui Solomon și nu o să ne dea, că așa spune Biblia, că i-a dat cum nu va mai, mai, va mai fi nimeni ca el. Dar ne-a dat ceva și mai extraordinar, ne-a dat o persoană pe Fiul Său. Și Biblia ne spune că toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt ascunse în Fiul Său, Coloseni 2 cu 3. 1 Corinteni 1 cu 24, He is the wisdom of God, El este pentru noi înțelepciune, sfințire, neprihănire, răscumpărare, El este înțelepciunea noastră. Solomon a avut an unsurpassed wisdom, but we have all wisdom in Christ. Solomon was a genius, but he was not all-knowing. Yet we were given Christ, the Son of God, who is all-knowing. Și avem și noi în har, că am primit pe Domnul Isus care e mai mare ca Solomon, care e mai înțelept ca Solomon, care e mai bun ca Solomon, care e mai sfânt ca Solomon, care este mult mai extraordinar decât Solomon. Dragul meu, te invit în seara asta nu doar să ceri înțelepciune și lucruri bune, dar te invit să-L ceri pe Hristos. Te invit să îl chemi în viața ta și să ceri îndurare și har. Nu-L meriți, nu-i obligat Dumnezeu să ți-L dea nici ție, nici mie, dar asta spune Biblia, că El ne-a dat cel mai mare, dar a dat pe singurul Său Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pe El trebuie să-L primești prin credință, pe El trebuie să-L iubești, pe El trebuie să ÎL slujești. Și când Dumnezeu îi dă răspuns la rugăciune și cu asta încheiem, ce face Solomon? S-a deșteptat, s-a trezit, acesta a fost visul, vers 15, ce face el? Dă un party, un party, un ospăț, un cuvânt românesc vechi, dă o petrecere, s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului Domnului. When God grants you a wish, a desire, a request, you go back in humbleness in humility and you continue to serve him according to his ways he's now worshiping the lord as he used to on a high hill as the pagans he goes back to jerusalem back to the place god chose to receive worship in the old covenant textul în contrast cu startul cu începutul. dacă la început, solomon se închină pe înălțime, Acum nu se mai închină ca păgânii pe înălțime, deși se închina acelui Dumnezeu, chiar și pe înălțime, da? după o metodă un pic păgână. Acum se întoarce la Ierusalim și se închină lui Dumnezeu, Dumnezeului celui adevărat, așa cum vrea Dumnezeu. Nu în fața unui altar abstract, nu în fața unui copac verde, ci se închină în fața chivotului legământului. Cum a vrut Dumnezeu, exact așa a făcut el. Adică s-a pocăit, am îmbunătățit ceva în viața lui, a schimbat ceva în bine. Când Dumnezeu ne dă răspuns la rugăciuni, nu ne lăsăm pe tânjală, nu o lăsăm mai moale, nu devenim leneși. Oh, o, domnul mi-o dat, ok, acum îmi văd de treaba mea. O, oh, nu, mă pocăiesc mai mult. O, oh, nu, îl slujesc mai bine. O, oh, nu, îl ascult mai mult. Și a dat un unăspăț tuturor slujitorilor lui. Nu trebuie neapărat să facem party de fiecare dată, deși e fain și mai facem și la biserică dar fie o binecuvântare pentru alții. Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni, fie o binecuvântare pentru alții. Ca așa a și cerut înțelepciune ca să fie o binecuvântare și pentru alții. Asta este lumea dorințelor, frații mei. Așa cum ne învață Biblia în 1 Împărați, capitolul 3, primele 15 versete. Dorințe care nu vin la întâmplare, ele vin din starea noastră spirituală, din inima noastră dedicată lui Dumnezeu, care îl iubește pe el, care rememorează trecutul cu binecuvântările lui, care evaluează prezentul cu problemele, cu provocările lui și care vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, chemarea și menirea pe pământul acesta. E o inimă care nu bate cu pumnul înaintea lui Dumnezeu, e o inimă care e bucuroasă și dacă Domnul dă și dacă nu dă și dacă dă altceva decât poate noi am cerut sau altfel de cum noi am cerut. Secretul e aici. Doamne, dă-ne la toți o astfel de inimă regenerată sfântă cu pricepere care să știe cum să se roage, care să știe cum să laude numele tău, care să știe ce să ceară. Ce putem să spunem când îl vedem pe Solomon cum se roagă? Nu putem să spunem decât așa cum au spus ucenicii când l-au văzut pe Domnul Isus cum s-a rugat. Doamne, suntem pe nicăieri, Învață-ne să ne rugăm. Mă lui Dumnezeu să avem o astfel de inimă și să avem dorințe sfinte. Mergeți acum acasă, mergeți la job, mergeți la școală, mergeți oriunde și cereți Domnului lucruri valoroase care să vă ajute să fiți o binecuvântare unde ajungeți și care mai mult decât orice să vă ajute să fiți o binecuvântare aici, în casa Domnului. Pentru că ăsta e cel mai extraordinar popor și împărăția lui este cea mai extraordinară împărăție care nu va fi nimicită niciodată a lui să fie slava Amin. Haideți să ne ridicăm și să încheiem această seară, să ne încredințăm în mâna lui, să cerem binecuvântarea lui peste noi toți.